Câteva zeci de mii de mame și copii nou-născuți din categoriile cele mai defavorizate vor primi de la stat un sprijin în valoare de 2000 de lei, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Banii vor fi oferiți sub formă de tichete pe suport electronic pentru trusouri în primele 3 luni de la nașterea copiilor. Suma totală pentru sprijin este de 6 milioane de euro prin programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Vor beneficia de acest sprijin, conform ordonanței de urgență, mamele cărora le-a fost stabilit dreptul la venitul minim garantat, mamele care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, mamele cu dizabilități, cele aflate temporar în situații critice de viață, mame care nu dețin acte de identitate și nu pot accede la drepturile civile, precum și mamele minore și cele cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. În luna ianuarie acestui an, AJP Hunedoara a plătit peste 800 de mii de lei doar pentru 3.495 de beneficiari cu venitul minim garantat și alocații pentru susținerea familiei. În ceea ce privește mamele minore, România deține cel mai mare număr din Uniunea Europeană.